Înainte să fie debarcată din funcția de șef al guvernului, de fapt, o să fie evacuată din Palatul Victoria, weekendul trecut, Vasilica Viorica Dăncilă împreună cu Sorina Pintea s-au dus în Vrancea, în campanie electorală. La Focșan s-au dus la maternitatea din Focșan și spitalul de copii, unde au făcut ceva de un comunism absolut sinistru. Au intrat în saloanele de la maternitate, saloane unde nici măcar tații nu au acces din motive de siguranță sanitară, dacă vreți. Au intrat în acele saloane ca să se pozeze cu bebeluși, bineînțeles, fără să fie părinți întrebați dacă sunt de acord cu așa ceva, dacă nu sunt de acord. Pur și simplu, doamna Dăncilă, candidatul și împreună cu doamna Sorina Pintea, ministrul sănătății, au dat buzna în maternitate și au început să ia bebeluși la pozat. Dar n-au făcut-o oricum, dragii mei, sau și au adus pături și lenjerie pentru mame și pentru copii noi, înainte să vină, deci înainte să vină ele în vizita electorală să se pozeze cu bebeluși, repet, intrând într-un mediu care ar trebui să fie steril și unde n-ar avea ce să caute politicieni să facă poze, dând buzna acolo, luând copii, copiii unor părinți care uh, unii au și scris pe Facebook că nu au fost de acord cu așa ceva, uh, într-o zonă în care părinții nu au acces, tații, de exemplu, nu au acces în zona respectivă, din motive de siguranță uh, sanitară, uh, au adus pături noi și lenjerie nouă pentru bebeluși. S-a pozat doamna Dăncilă cu ele, după care le-au luat de la Bebeluș. Exact ca pe vremea comunismului. Este incredibil și trădează mentalitatea absolut peceristă a acestei individe și a grupului din jurul ei. Vă dați seama, nu vine ea cu ideile astea. Astea sunt, acolo este un grup întreg adunat pe criteriile astea de mentalitate comună tot în cel mai pur comunist stil posibil, pentru că asta făceau comuniști din anii 50, doamna Dăncilă, după ce a aflat că a fost demisă în Parlament, a ținut o conferință de presă, în care a început să se văicărească, acuzându-l pe președintele Claus Iohannis, și aici intervine e, al doilea aspect e, șocant, de o nesimțire cruntă a acestor zile, acuzându-l pe președintele Claus Iohannis exact de tot ceea ce a făcut Dragnea, patronul politic al analfabetei și a PSD, cel datorită căruia Dăncilă a devenit din profesoară maestră, de fapt, că nu e profesoară, maestră de traforaj, a devenit europarlamentar și apoi prim-ministru. Exact ce a făcut Dragnea în cei trei ani de zile de uh, regim PSD, exact asta a, a mințit Dăncilă, nu a susținut, a mințit cu nesimțire, că ar făcut președintele Claus Iohannis că e dictator, că vrea să, ocup, să controleze toate instituțiile statului, că nu respectă Constituția, că acționează neconstituțional. Dacă ascultați discursul Vioricăi Dăncilă, o să vedeți că, practic, hoțul strigă hoții. Exact asta face. Doamna Dăncilă acuză pe alții, exact de ticăloșile pe care regimul Dragnea le-a făcut trei ani de zile în România. Dragnea este cel care a mințit în campania electorală că face școli, spitale, autostrăzi și n-a făcut nimic. Dragnea este cel care a mințit împreună cu PSD-ul în campania electorală că nu se vor atinge de legile justiției și Direcția Națională Anticorupție și numai de asta s-a ocupat. Dragnea este cel care a încălcat Constituția României, formând cu ajutorul grupării Udrea Băsescu în Curtea Constituțională o majoritate care a început să modifice de fapt o Constituția pentru grupul infracțional organizat în jurul PSD și al actualului și Liviu Nicolae Dragnea, liderul de atunci al Partidului Social Democrat, infractorul șef al PSD. Practic ce spune Vasilica Viorica Dăncilă în discursul ei de înainte să fie coco evacuat din Palatul Victoria, este exact ce a făcut Dragnea, oameni buni. Exact ce a făcut Dragnea timp de trei ani de zile, adică hoțul strigă hoții. Asta ne arată încă o dată incidentul, poate mărunt pentru unii din Vrancea dar, după părerea mea, elocvent în ilustrarea mentalității ciumei roșii. Discursul final de un tupeu incredibil al Vasilicăi Viorica Dăncilă ne arată de fapt cât de ticăloasă și cât de mizerabilă este mentalitatea asta tipic pesedistă și cât de toxici sunt oamenii ăștia în societate. Vă dați seama cum să-ți prin cap, să dai buzna într-o maternitate, să te bozezi cu bebeluși unor oameni, să le pui în pericol sănătatea acelor nou-născuți, nu? Că aduci bacterii, virus de afară. Că nu degeaba s-a creat mediul la steril acolo și există o secție specială unde accesul e restricționat și niște reguli. Pui în pericol viața unui nor născut, te duci cu pături noi numai ca să-ți faci poze. Păturile după aceea sunt luate, oameni buni. Vă păi dați seama cât de... cât de greșiți sunt acești oameni. Cât de total străini de ceea ce Înseamnă orice concept de normalitate, de bun simț, de decență? Vă păi dați seama câtă nevoie avem să stârpim așa ceva din România. Câtă nevoie avem să desfințăm mizeria asta. Cu așa ceva, cu asemenea mentalitate, cu asemenea oameni, în poziții politice care să le ofere un cuvânt de spus în. Mecanismul lor, deciziilor în România, niciodată România nu se poate face bine, oameni buni. Niciodată. De aceea noi trebuie să-i stârpim. Pur și simplu să-i desfințăm și putem face asta prin vot, oameni buni. Acum avem ocazia, la sfârșitul acestei săptămâni, să ne mobilizăm masiv la vot, să facem primul pas către desfințarea acestei mizerii.